După ce au servit drept decor și au făcut atmosferă în perioada sărbătorilor de iarnă, brazii au ajuns la gunoi. În această perioadă, curțile blocurilor s-au transformat în adevărate cimitire pentru pomii de Crăciun, în timp ce unii oameni consideră că aceasta le este menirea, alții spun că odată cu tăierea brazilor are de suferit mediul ambient. Sărbătorile au trecut, iar atmosfera de Crăciun a ajuns la gunoi. Unii locuitori ai capitalei consideră că e nedrept să tăiem pomii pentru doar câteva săptămâni. Pentru câteva săptămâni să tăiem copacii, probabil mai bine de procurat un artificial. Adică e un lucru foarte rușinos. Vă dați seama câți ani crește el și ajunge să fie folosit numai pe perioada sărbătorilor de iarnă și aruncate așa. E o risipă de bani și vreau să spun că e o distrugere, în primul rând, a mediului înconjurător. Da, e o risipă de bani și îți primești că bucuria care a fost transformată în gunoi, în deșeuri. Totuși, oamenii salută decizia autorităților de a reutiliza pomii de Crăciun. Între de colectare, unii ei pot de prelucrat și cineva a venit cu propunerea ca să vă spun așa la sincer, să-i folosească ca ceaiuri, că nu știu ce. Unica și mă bucur că am auzit tot la televiziune undeva că îi reciclează, fac din ei după asta îngrășăminte naturale. Autoritățile municipale îndeamnă chișinăuienii să lase brazii doar în locurile special amenajate, de unde aceștia vor fi colectați și mai apoi reutilizați. Pomii de Crăciun vor fi mărunțiți și folosiți drept substrat pentru plantele din parcuri.